O acțiune pe linia prevenirii și combaterii activităților ilicite din domeniul drepturilor de autor a fost organizată între polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului Rutier și Serviciului Criminalistic din județul Dolj. Potrivit IPJ Dolj, în cadrul acestei acțiuni a fost oprit în trafic un autoturism condus de un bărbat de 28 de ani din Băilești, iar cu ocazia verificărilor efectuate asupra acestuia, dar și asupra autoturismului condus, au fost identificate produse cosmetice, articole de încălțăminte și îmbrăcăminte, purtând însemnele și inscripțiile unor mărci înregistrate, pentru care nu s-au prezentat documente de originalitate sau autenticitate, suma de 2460 de euro, precum și cantitatea de 20 de grame de aur. Bunurile și suma de bani au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare, a declarat Mihaela Gârd, purtătorul de cuvânt al IPJ Dolj. Valoarea mărfurilor confiscate este de 21.600 de lei.